Ok, hai să vorbim despre Brigada de Hater Dacia. Dacă ați petrecut oricât de puțin timp uitându-vă la clipuri pe YouTube cu mașina noastră națională, mai ales ferească Sfântul, clipuri ce prezintă impresii pozitive, sigur ați observat în secțiunea de comentarii grupul vesel ce trăiește pentru a denigra Dacia. Nu pot fi confundați recitând de fiecare dată aceleași idei răsuflate, dintre care menționez: Dacia e un rahat, la banii ăștia pot să-mi iau un Mercedes din 1914. Da, dar e sigură? Nu are asta sau aia și, preferata mea, tot căruță românească e. Așa că m-am hotărât în acest script să le răspund inepților și să vedem, de fapt, care este realitatea cu această mașină pe cât de adorată de străini, pe atât de hulită de anumiți români. După cum știți, Dacia a avut un început modest în perioada 89, fiind salvată de cei de la Renault, cam cum au făcut anterior și cu Nissan, de la o condamnare nefastă în negura falimentului. Să fim serioși, 1300 a avut o carieră lungă și distinsă, fiind calul de bătaie al românului mai bine de 30 de ani, dar revoluția se petrecuse, timpurile se schimbaseră, mașini mult mai pretențioase veneau din afară și niciun număr de facelift-uri ciocănare mai puteau salva zâmbăreața berlină de la o moarte sigură. Nu, nici Nova, să fim sinceri, Nova a fost un experiment disperat în a moderniza oferta Daciei. În mod ironic, noul model fiind în urmă cu vreo 10 ani față de concurență, chiar din momentul în care a părăsit planșa proiectului. Dar simbolul pe patru roți al României nu avea să împartă același destin sumbru ca și Aro, fratele mai mare, Renault venind în ultimul moment, luând Dacia și începând un proces lung și anevoios de a aduce constructorul român de automobile la standardele actuale ale industriei. Începutul a fost modest, luând practic Nova, îmbunătățind-o în ce va fi ulterior Supernova și mai târziu Solenza, probabil primul model produs de Dacia ce arăta cât de cât în rând cu vremurile și care a reprezentat platforma de încercare a unor concepte ce, după un timp relativ scurt, s-au coagulat în Logan, modelul iconic al Daciei moderne ce va împinge mai departe marca în secolul 21. Acum, vă întrebați de ce au trebuit atât de mulți ani pentru ca să se îndeplinească aceste progrese? De ce nu am putut să facem talismanuri și lagune din start? Păi, probabil Renault a plecat de la ideea să păstreze imaginea de marcă, dar să o și folosească pentru a construi o gamă de modele modeste, dar bune calitativ, destinate persoanelor sau firmelor ce doresc o mașină ieftină, dar competitivă, pe care se pot baza în a-și face alergătura de zi cu zi. Un alt motiv al începutului modest a fost fără îndoială și starea uzinelor și a personalului, ce funcționau atât ca echipament cât și ca pregătire după criterii vechi de 30 de ani. Fără îndoială, transformarea uzinelor din Mioveni nu se putea realiza peste noapte, noi fiind într-un fel chiar martori ai progreselor tehnologice, pur și simplu privind modelele ce au fost produse în ultimii ani până în acest punct. Presupun că putem fi de acord cu toții că diferența dintre Dacia Supernova, practic modelul pe care muncitorii uzinei au învățat cum se instalează transversal un motor modern, și Duster 2 este colosală. Dar lucrurile au mers înainte, modelele au evoluat, Logan fiind suplimentat de hot hatch-ul său Sandero și mai târziu venind și Logi și Duster, ce a ajuns deja în anumite țări un automobil de cult, și cei de la Renault s-au trezit peste noapte având un succes izbitor cu Dacia. În mod surprinzător, nu neapărat în țări cu o situație economică mai slabă, dar în țări cu pretenții precum Anglia, Germania sau Franța. Nefiind constipați de o mentalitate ce pune mai întâi emblema, după care mașina, clienții în aceste țări au înțeles rapid că pot avea o mașină ce oferă foarte mult la un preț imbatabil. Rezultatele nu au întârziat să apară, Dacia având un record de vânzări în 2014 de 360.000 de unități vândute în UE, eclipsând Kia, urcat la 400.000 în 2016, fiind a patra mașină ca vânzări în Franța pe primul trimestru al lui 2017, imediat sub mărcile naționale Peugeot, Renault, Citroën. Acum, poate vă întrebați de ce cetățenii unor țări ce ne-au dat mărci precum Jaguar, BMW sau Mercedes se bat pe Dacia. Răspunsul este simplu, nu sunt capsomani. Vesticii știu să recunoască un produs bun la un preț avantajos, exact asta fiind Dacia actuală. Nu înțelegeți greșit, Dacia zilelor noastre nu este cea a bunicului ce regla zilnic carburatorul în fața blocului. Deși așa hulită și rudimentară cum era, bătrâna 1300, mai târziu și 10, a fost calul de bătaie al nostru mai bine de 30 de ani. De la excursii la munte sau la mare, la cărat cartof la piață, berlina cea destoinică și-a făcut treaba fără comentarii. Actualmente, Dacia este o mașină modernă, competitivă, economică, robustă, spațioasă și, în ultimul rând, fiabilă.
Sutele de mii de kilometri adunați de loganurile taxi abuzate zi și noapte și care merg fără probleme sunt o dovadă clară asupra acestui aspect. Filozofia Dacia este una simplă, dar care datorită faptului că mașina a fost concepută în jurul ei, o face imbatabilă pe piață la ora actuală. Și anume să ofere calitate și fiabilitate și, prin soluții inovatoare, să ofere cel mai mic preț de pe piață. Ca să respecte aceste criterii, desigur, prioritatea nu au fost luxul sau opționale inutile, ci soluții simple, dar inteligente, atât în materie de opționale cât și ca motorizări. De fapt, simplu și inteligent este cuvântul de ordine ce a caracterizat Dacia modernă. Aerul condiționat nu a fost o bună perioadă de timp automat, dar a prestat impecabil pe caniculă, la fel și aeroterma, căreia încă îi simt lipsa în diminețile reci de iarnă. Am condus mașini cu pretenții mult mai mari, dar nimic nu se compară cu aeroterma de la prima mea Solenza. Dădeam căldura la maxim și până la a doua intersecție nu mai puteam sta în mașină. Motoarele de asemenea sunt alese să fie economice și relativ ieftine, iar gama de putere oferită este în general mai mult decât suficientă pentru a oferi prestații dinamice competitive pe mașini relativ ușoare. Vă întrebați probabil de ce am zis și inteligent? Păi nimic nu poate fi mai bun ca exemplu în acest sens ca noile cutii robotizate Easy Air. Decât să ofere cutii automate la un preț cel puțin dublu, ce cresc consumul, implică costuri superioare de întreținere și sunt predispuse defecțiunilor, Dacia a mers pe aceste cutii robotizate, ce fiind în esență transmisii manuale, ale căror ambreiaj și proces de schimbare a treptelor este controlat automat, nu numai că le reduce consumul, dar și costurile de întreținere și achiziție, diferența dintre un Logan Easy Air și unul normal fiind undeva în jurul a doar 600 de euro. De asemenea, aceste cutii sunt produse de ZF, o renumită firmă germană de tehnică auto ce face subansamble și pentru mărci ca BMW, Aston Martin sau Maserati. Deci, nu cred că aveți de ce să vă îndoiți în privința calității acestor cutii de viteză. Un exemplu perfect ce denotă seriozitatea calității Dacia, dacă mă întrebați pe mine, în loc să ofere ifose inutile precum masaj în scaune, preferă să investească în soluții tehnice pe atât de ieftine pe cât sunt de eficiente și calitative. Mulți ce critică Dacia mereu cer puteri mai mari, ce ar fi aberant. Dacă vă uitați la concurenții direcți, fie că vorbim de Renault, Ford sau ceva din grupul Volkswagen, cele mai cerute variante de echipare și motorizare pe piață sunt comparabile cu ce oferă și Dacia. Desigur, avem Clio RS, de exemplu, dar modele ca acela reprezintă un procent infim din vânzări, total nejustificat pentru Dacia. La fel stă treaba și în materie de dotări. Dacia a progresat mult în acest capitol în ultimii ani, un alt salt urmând să fie introdus odată cu noul Duster, actualmente oferind o gamă de echipamente ce rivalizează cu orice alt concurent, dacă mă întrebați pe mine. Din nou, respectând filozofia de a nu sări calul. Astfel, deja cu Duster 2 vom dispune de pornire fără cheie, climatizare automată, deja clasicul infotainment media nav, parcare asistată atât video cât și prin senzori, stopuri și faruri de zi cu LED, senzori de ploaie și lumină, scaune încălzite. Vă întreb, este vreun sistem ce nu îl are Dacia și care în prezent este cerut în mod normal pe marea majoritate a concurenților? Știu că există parcare automată, HUD, masaj și ventilație în scaune și alte mofturi ce umplu listele de opționale ale altor producători, dar pe care nu le cumpără nici 10% din clienți în segmentul în care performează Dacia. Chiar merită să avem aceste fițe doar pentru a le admira pe hârtie și să zacă în depozit? Cam cum s-ar întâmpla de fapt și cu motoarele de peste 130 de cai. Un alt punct nevralgic al haterilor este calitatea materialelor folosite. Desigur, încercând să obții costuri de producție cât mai mici, implică și utilizarea unor materiale și finisaje mai slabe. Chiar și așa, mie nu mi s-a părut Dacia ca fiind insuportabilă la acest capitol, încă de la prima mea Solenza, și să recunoaștem de atunci și până în prezent salturile calitative făcute sunt evidente. Rămâne de văzut noul Duster cum va arăta live, dar din primele imagini eu zic că nu are de ce se teme din punct de vedere al designului interior și al materialelor, nici chiar în fața unor oponenți precum Seat Toledo, Skoda Rapid sau Skoda Yeti. Chiar și în fața unei Octavii sau unui Golf arată competitiv, destul de bine. Desigur, aici se pune problema că modelele noi de la Dacia deja încep, datorită tuturor acestor progrese, să concureze și din punct de vedere al prețului cu mărci străine, ceea ce e logic. Dar la fel de adevărat este că Daciile actuale concurează extrem de bine și din punct de vedere calitativ și ca performanțe. Așa că probabil va veni momentul în care va ieși din statutul de mașină low cost, moment în care se va pune problema reală dacă să achiziționeze o Dacia sau o altă marcă concurentă. Iar la cât de bine merge Dacia în ultimii ani, eu zic că doar stigmatizarea și prejudecățile vă pot împiedica să considerați serios în a achiziționa o Dacia în locul unei Skoda sau unui Volkswagen.
la cum stau lucrurile în acest moment, Dacia rămâne nu numai o variantă de achiziție competitivă în segmentul în care performează, dar pentru moment rămâne și cea mai ieftină de departe. Hai să luăm un exemplu. Să zicem un Logan DCI de 90 de cai cu Easy Air, în variantă Prestige, deci variantă full de echipare, cu toate opționalele, cu tot. Ne ducem la un preț de listă de 13.250 de euro, cu TVA inclus. Hai acum să luăm câteva exemple ale concurenței și să vedem dacă putem să găsim ceva care să ofere cam aceleași lucruri, dar și cam la același preț. Să începem cu frații săi Clio și Captur. Avem un Renault Clio Zen de 1.5 DCI 90 de cai cu EDC, deci transmisie automată, echivalent al unui Prestige, dar fără clima automată sau geamuri electrice spate, la 15.500. Mai departe avem un Renault Captur Zen de 1.5 DCI 90 EDC, fără media nav, clima automată, geamuri spate electrice și toate brizurile astea, 17.450. Mai departe avem Skoda Fabia 1.4 TDI 90 DSG, te duce la 16.498 de euro fără geamuri electrice spate, navigație sau climatizare automată. Hai să luăm și Rapid, modelul popular al celor de la Skoda. O Skoda Rapid Ambition 1.4 TDI 90 de cai putere DSG merge la 16.937 de euro, desigur fără climatizare automată sau navi sau toate treburile alte. Poate vă întrebați de ce am ales o configurație cu transmisie automată. Foarte simplu, pentru a dovedi genialitatea utilizării unei soluții robotizate și nu full automate. Toți concurenții direct nu pot oferi decât cutii automate, invariabil crescând nu numai prețul de achiziție, dar și consumul și costurile de întreținere și oferind performanțe cât de cât apropiate. Mai pe scurt, prin această alegere inteligentă, Dacia a reușit să democratizeze transmisiile automate în Europa. Și nu m-ar mira din ce în ce mai mulți clienți să opteze pentru un Easy Air, la fel cum nu m-ar mira ca în scurt timp să vedem și câțiva din concurenți începând să ofere soluții similare. Și la cât de mare este avantajul Daciei în materie de preț, chiar arată Loganul actual atât de rău față de concurență? Eu zic că nu. Și așa am ajuns la ultima parte a discuției noastre. Grupul amatorilor de chilipiruri second hand. Nu mă înțelegeți greșit. Poate fi o discuție dacă ar fi vorba de niște modele competitive, dar cu o vechime de câțiva ani pentru a le aduce prețurile la un nivel de concurență cu Dacia, dar încă fiind performante, funcționale și atractive. Dar nu. În marea majoritate a cazurilor, grupul second hand ce porcăiesc Dacia pe internet nu au decât un singur fetiș. Mașina de lux germană. Fie că este BMW, Mercedes sau Audi, aceștia advocă cu fervoare cauza lor. De exemplu, un BMW de 20 de ani cel cu 600 de euro are mult mai multe de oferit decât un Logan nou, ceea ce este desigur o tâmpenie. Voi vânătorii de embleme, cum îmi place să vă numesc, trebuie să înțelegeți câteva lucruri esențiale despre aceste chilipiruri. În primul rând, o mașină a unei mărci cu pretenții de lux are anumite costuri ce s-ar putea să nu vi le permiteți odată ce o achiziționați. Aceste modele nu numai că au motorizări mari, între 2,5 și 3 litri, ce vă duc la un impozit anual de 1000 respectiv 2000 de roni, dar motoarele respective sunt și extraordinar de flămânde, mai ales dacă au și vor avea cu siguranță diferite probleme tehnice. Câte hârburi din acestea de lux nu devin chiriași permanenți ai parcării din simplu motiv că posesorilor nu le pot întreține? Chiar mie mi s-a întâmplat să tragă lângă mine în parcare la un hipermarket în timp ce băgam sacoșile în mașină, unul cu un A6, să-mi ceară bani de benzină. Așa că dorești să ai o mașină adaptată pretențiilor tale și de care să te poți folosi, sau să ai o mașină cu mult peste nasul tău pe care să o scoți din an în Paște să te lauzi tovarășilor ca emblema respectivă. În al doilea rând, o mașină cu cât este mai veche, cu atât adună mai multe bube pe care tu le vei moșteni. Să nu credeți că dacă scrie BMW pe an nu va avea probleme. Fie cauzate de uzura componentelor, fie cauzate de foste accidente pericite prost, fie pur și simplu de nevoia intrinsecă de a schimba consumabile. Ideea e că vei descoperi rapid că ai destule de schimbat pe ea și deși mașina ai luat-o la prețul unei biciclete, piesele vor costa imens. Așa că mai mereu amatorii de vechituri de lux nu au posibilitatea să apeleze decât la două opțiuni. Fie dezmembrări, fie să achiziționeze un al doilea hârb pe care să-l canibalizeze pentru piese. Un alt argument ce le place pimpilor de scara blocului să-l facă este luxul pe care îl poți obține la un preț mic și cum arată, domne, întoarce lumea capul. Poate întoarce lumea capul să vadă fumul de tractor ce iese din toba ce atârnă prinsă cu o sârmă și frecând cu burta asfaltul.
Nu știu în ce țară vi se pare că trăiți, dar în ziua de azi, unde străzile sunt pline de mașini exclusiviste, noi nouțe, chiar vi se pare că se uită cineva la un Serie 5 de acum 10 ani? Eu personal mai întorc capul după câte un Stepway, dar după vreun Big Pimpin' de ăsta niciodată. Trebuie să înțelegeți că industria auto evoluează într-un ritm incredibil de rapid. Ce erau considerate elemente de lux acum 10-15 ani, deja se regăsesc pe cele mai rudimentare autoturisme. Navigație, climatizare automată, de exemplu. La fel și cu siguranța. O mașină modernă este cu mult mai sigură acum, atât activ cât și pasiv, indiferent cât de fără pretenții este, decât o mașină de acum 15 ani, să zicem, unde era considerat inovator să ai airbag-uri frontale. Deci aceste argumente sunt din nou nonsensice. Hai să fim sinceri, amatorii de lux fezandat sunt de fapt niște vulpi cărora le put strugurii. Un Logan nou reprezentând totuși un efort financiar considerabil pentru cineva ce cochetează cu ideea investirii a 600-1000 de euro într-o mașină. Ce mă enervează pe mine totuși este prostia de a face acest lucru și de a rămâne în scurt timp cu doar un alt hârb să putrezească în parcare. Mai ales că se pare că vesticii și noiesc parcul auto cu daciile noastre, în timp ce noi îl învechim pe al nostru cu hârburile lor. Așa că astea sunt argumentele mele în legătură cu această dispută. Încetați să mai fiți proști și să desconsiderați Dacia în favoarea altor mașini doar pentru că au o emblemă diferită. Mașina noastră este la ora actuală competitivă din toate punctele de vedere și eu unul sunt mândru de ce au realizat până în acest moment cei de la Dacia Renault. Și data viitoare când mai vedeți brigada mămăligarelor că denigrează Dacia prin comentarii, dați-le un link către acest clip. Mulțumesc mult pentru vizionare, sunteți de acord cu ce am spus aici? Nu sunteți? Vă aștept în comentarii pentru o discuție frățească. Dacă acest clip vi s-a părut informativ și util, nu uitați să dați un like și să considerați abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale mele. Până data viitoare, rămâneți cu bine, multă baftă și bye bye!